pe lângă acțiunile unor companii mari, cum ar fi Facebook, Apple sau Coca-Cola, investitorii români au șansa, începând de luni, să tranzacționeze și titlurile unor companii precum Deutsche Post, Lufthansa, Commerzbank și Continental. Sunt aceste titluri mai atractive decât cele ale societăților românești? Aș răspunde la modul standard, depinde. Depinde despre care acțiuni românești vorbim. În mod cert, există valoare pe piața noastră, pe Bursa de Valori de la București și sunt convins că într-un portofoliu diversificat, acțiunile din țara noastră aduc valoare, certă, în fine, valoare. Nu există certitudini însă pe piața de capital și tocmai de aceea e bine să mergi în direcția diversificării, să ai un portofoliu care să acopere mai multe domenii. Și asta este unul din motivele pentru care investitorii locali sunt atrași de acțiunile externe, pentru că, de exemplu, le oferă acces la domenii pe care nu au lichiditate sau nu au chiar deloc companii la bursa noastră, cum ar fi IT-ul, și aici avem foarte multe exemple. Deocamdată nu avem companii aeriene, nu există companii de curierat. Un al doilea motiv pentru care acțiunile acestea sunt atractive sunt pentru că în viața de zi cu zi noi ne lovim mereu de mărcile astea. Gândiți-vă la Coca-Cola, la McDonald's, la Bayer și evident și la cele din IT. Din nou revin Apple, Google. Și dacă tu ești un utilizator acestor produse, dacă ele îți fac, îți aduc o utilitate în viața de zi cu zi, de ce nu ai profita de acest lucru? Pentru că ți-e mai ușor să înțelegi care este appeal-ul acestor acțiuni, care este punctul lor de atracție și pe ce până la urmă își bazează ele întreaga afacere. Aveam și o analiză recent făcută și cineva care ar fi investit, de exemplu, într-un portofoliu format în mod egal din acțiunile americane pe care le poate tranzacționa sistemul alternativ al Bursei de Valori București, ar fi obținut un randament de circa 17%. Vorbim acum de branduri globale și știm bine că aceste branduri globale sunt destul de puternice. Care ar fi perspectivele celor patru companii nou aduse pentru Bursa de Valori București? Ok, să le luăm pe rând. Commerzbank este a doua bancă din Germania. Este și un player important la nivel global. Operează în peste 50 de țări. Și este foarte interesantă și prin prisma multiplilor de preț comparativ cu băncile cu afaceri similare. De asemenea, profitabilitatea sa a fost în urcare în ultimii 3 ani. Mai mult, în cele ce urmează, în anul care urmează, chiar există așteptări destul de bine fundamentate în privința unei relaxări monetare fără precedent pe care Banca Centrală Europeană ar urma să o lanseze. Lucrul ăsta ar trebui să fie benefic acțiunilor europene în general. Continental este unul din cei mai mari patru producători mondiali de anvelope. Vânzările totale au fost undeva de peste 30 de miliarde de euro în ultimii 4 ani și compania are niște fundamente foarte bune prin prisma relației cu mari producători globali, cu BMW, cu Daimler, cu Ford, cu Volkswagen. Are o profitabilitate ridicată. Randamentul capitalelor, return on equity, este de 22% și un bilanț mai solid chiar decât al principalor concurenți. Deutsche Lufthansa. Din nou, poate fi privită ca un play, să zic așa, o investiție care o investiție într-o acțiune care beneficiază de pe urma mișcărilor din piața petrolului. Este de asemenea important de precizat că e și cam cea mai mare companie europeană, dacă considerăm împreună cu subsidiarele sale, low-costul Germanwings, dar și Swiss International,
și Austrian Airlines. Deutsche Post, în fine, este poate, poate mai puțin dintre privitorii noștri o știu, este compania care operează marele serviciu de curierat global DHL. Prin prisma cifrei de afaceri, dar și prin prisma numărului de salariați, cifra de afaceri în ultimii ani de peste 50 de miliarde de euro, în ultimii 4 ani chiar, și aproape jumătate de milion de oameni angajați, fac din Deutsche Post, concernul acesta care operează DHL, o forță globală. Un mare furnizor de servicii de logistică globală, cum este DHL, poate reprezenta o investiție foarte interesantă pentru oricine în lume. Și de ce nu? Și pentru acționarii din România și pentru români. Vorbind acum de, practic, pare momentul oportun de a începe să tranzacționezi la aceste companii. Și atunci întrebarea mea naturală ar fi, cum pot investitorii români să achiziționeze noile titluri aflate în portofoliul Tradeville? Care este mecanismul? Ok. Simplist. Foarte pe scurt, ați deschis cont la un broker autorizat să tranzacționeze în cadrul Bursei de Valori București, alimentezi contul cu fonduri sau, dacă cumva ai acțiunea de acestor companii, ele pot fi transferate prin intermediul depozitarului central. Și pasul 3, îți emiți ordinul de tranzacționare către brokerul tău, după care el intră în piață și în funcție de condițiile de acolo este sau nu executat. Dar până ajunge la investi practic, sunt cazuri în care unii oameni primesc telefoane sau sunt contactați de așa numiți brokeri și cumva acei brokeri încearcă să profite de pe urma banilor a unor potențiali investitori. Atunci, întrebarea ar fi cum se pot proteja potențiali investitori de brokerii neautorizați și, practic, cum să-ți alegi un broker bun, pot să spun așa. Ok. Brokerul bun este brokerul acela care ți se potrivește ție cel mai bine și te cunoaște, încearcă să te cunoască, se adaptează bine stilului tău și reușește să te ajute să navighezi cu succes cursul ăsta de, să spunem, traseul ăsta de a investi, de a ajunge de la non-investitor la investitor cu experiență. Te gândești că vrei să îți gestionezi economiile într-un mod eficient, într-un mod care să-ți asigure, de exemplu, o bătrânețe, hai să spunem, cât de cât liniștită, lipsită de griji nu-i niciodată, că întotdeauna apare ceva. Dar o bătrânețe finanțată cât de cât decent. Nu poți să rămâi în paradigma depozitului bancar. Sunt numeroase studii de specialitate care arată că pe termen lung cea mai potrivită investiție este cea bursieră. Un broker corect, în primul rând, nu ar trebui să vă sune fără să fi fost într-un fel sau în altul solicitat de dumneavoastră. Hai să zicem totuși că se întâmplă. Da? Se mai întâmplă cold calling. Asta este o denumire tehnică din terminologia anglosaxonă. Deci te sună fără să fi fost solicitat. În primul rând trebuie să știi că ai dreptul să nu fii deranjat de cineva și trebuie să știi că oamenilor respectivi le spui: prietene, dacă nu mă lași în pace, următorul lucru pe care îl fac este să dau numărul ăsta la 112. 2. Dacă într-adevăr totuși te-ar interesa investițiile, trebuie să știi că nu există ideea de investiție garantată. Deci cine îți garantează profituri fabuloase, acolo trebuie să mergi pe ideea că dacă e prea frumos ca să fie adevărat, probabil că nu e adevărat. Deci ai grijă. Și în fine, trebuie să le întrebi, bun, societatea ta de cât există? De exemplu, Tradeville e pe piață și e înființată de 20 de ani. Anul ăsta am aniversat 20 de ani.
Noi suntem autorizați de CNVM, acum CNVM nu mai există, s-a comasat cu alte două autorități de supraveghere în Autoritatea de Supraveghere Financiară, ASF. Și avem pe site un document de prezentare în care este prezentat numărul de autorizare, dar nu trebuie neapărat să te duci pe site-ul nostru. Te poți duce pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară și în registrul public ne găsești acolo la intermediari. Mai mult, oamenii care te sună pe tine ar trebui să fie autorizați ca să vorbească cu clienții. Asta e legislație europeană. Dacă nu sunt autorizați, încalcă legea. Chiar dacă firma lor e autorizată. Deci, ei trebuie să fie autorizați fie în România, fie în afară. O companie care operează în teritoriul, pe teritoriul României ar trebui să aibă serviciile pașaportate în România. Deci trebuie cumva să fie înscrisă în registrul ASF. Fie că e companie autohtonă și atunci e în secțiunea de companii locale, fie că este companii străine. Lista aceea e destul de lungă. Un broker onest, autorizat, cu acte în regulă, te lasă în pace atunci când zici, băi, eu vreau să te sun, eu vreau să te verific. Pentru că nu poți să-i bagi omului pe gât. Ei vin și încearcă să te forțeze. Sunt tot felul de tehnici specifice de a conduce oamenii să iau o decizie financiară, de a exploata orice slăbiciune. De ce? Pentru că ei, de fapt, stau în spatele paravanului și tot ce pierde clientul intră în buzunarul lor. Vezi un om în costum, nu înseamnă decât că un om în costum, trebuie să verifici un pic. Și ce ziceam eu, astea sunt chestiile pe care se pot verifica foarte ușor. Unde este autorizată și înregistrată societatea, unde este autorizat și înregistrat domnul sau doamna care vă sună și dacă este respectivul, este contrapartida voastră sau este doar un intermediar. În momentul în care un intermediar nu ți-e contrapartită, modelul de business este cel mai bun pentru tine. De ce? Pentru că atunci când tu pierzi, la un moment dat ajunge și el să piardă. În sensul că, ok, tu ai făcut o tranzacție, ai făcut un comision și s-a dus, gata. El nu mai mănâncă mâine după contul tău. Dar de asta are tot interesul ca portofoliul tău nu doar să supraviețuiască, dar și să crească. Cu cât îți crește portofoliul mai mult și mai frumos, cu atât tranzacțiile pe care le vei face, vor aduce lui mai mulți bani.